Bună ziua! După ce acum vreo 12 ore am postat ceva pe mai multe, întâi la mine pe perete și apoi pe mai multe grupuri la care sunt membru și fiind membru mă consider prieten, am mai creat un articol care se numește Ziua de muncă a cailor. Și am scris o postare aici în șofer șosele camioane. De genul ăsta. Pentru cine are cai, boi, câini sau alte animale de tracțiune, nu e rău să știe că până și animalele au drepturi. Bine, ele nu știu că le au, dar de respectat trebuie să le respecte cei care le exploatează. Ca și atunci când închiriezi vreo sculă de la vreo casă de închiriat scule, nu scula respectivă trebuie să cunoască indicațiile de utilizare, ci boul care mână boul. Dacă închiriezi un ciocan pneumatic pentru 8 ore, e problema ta dacă îl folosești sau nu. Cât și cum îl folosești, negustor te numești. Toată treaba este să nu îl supraexploatezi, pentru că atunci ți-ai pierdut garanția. Chiar dacă îl înveți pe cal să te ducă de la cârciumă până acasă, fără greș, răspunderea nu este niciun fel de caz a calului, ci a utilizatorului lui. Angajatorul, ca un tutor legal, poate transfera multe în sarcina persoanelor juridice minore pe care le are sub tutelă legală, ca la adopții. Dar responsabilitățile sale de tutor nu le poate delega cu niciun chip. Nu adopți, nu ai durerile de cap aferente. Adopți, ai litobe. Nimeni nu obligă pe nimeni să adopte. Asta o fac doar persoanele care se cred capabile, își demonstrează solvența și, întrunind condițiile, primesc autorizare. Trebuie să modific aici cu asta o face, să zic asta o fac. Dar când compui aici, nu scrii într-un fel, pe urmă modifici, îți rămâne câte ceva. Da, și ia să modific eu, că mi-am pus aici într-un de ăsta extern. Asta o fac doar persoanele. Da. Așa. Și acum o să public și la mine pe perete și în mai multe grupuri și pagini de ale mele pe care public atunci când am ceva de publicat. Și cum ziceam, acolo unde sunt membru, sunt membru pentru că mă consider membru al respectivei comunități, nu? Deci, o să vin la mine pe peretele meu și am să pun aici această postare. Ieri am distribuit de aici, de la mine, de pe perete, pe toate celelalte unde am distribuit și când faci așa, te cam ia la ochi Facebook-ul că zice că că postezi prea mult. Dar dacă ești membru în mai multe grupuri și în mai multe de astea, de ce să nu postezi? Bun, deci asta e la mine pe perete. Punem aici. Am verificat, am modificat aia cu. Asta o fac doar persoane, da, e bine. Și postăm. Fac asta acum pentru că ieri când am postat la ultima postare au fost câteva grupuri care care ia, a și răspuns cineva aici.
Da. Da, sunt câteva grupuri care îmi resping postările, deși, cum ziceam, sunt membru acolo. Dacă nu vor să le fiu membru, na, poate să închidă ușa cumva. Da, am aici, să vedem noi unde sunt grupurile, toate, vezi, toate grupurile. fiind un articol în română, am să-l postez pe grupul românești, normal. Mă duc întâi la cei mai buni prieteni ai mei, care sunt de foarte mult vreme membru în grupul lor, aici la Călin. Aici mi-a aprobat el, nu de acum 55 de minute, chestia asta care am postat-o ieri și o să mai pun ceva aici la el pe grup, fiind un grup privat, când vrea, dacă consideră, dacă vrea, îi dă acceptul și îl văd și ceilalți din grup. Dacă nu, el e administratorul, îl respinge și la revedere. Da. Și mă întorc înapoi la bază, unde ia să vedem noi. Hai să vedem aici, șofer pe comunitate. Nu, mai aveam un grup al meu preferat. Românii, șoferi români în Spania. Nu ăsta, șoferi români în Spania. Aici sunt membru de foarte mult timp. Mă știu cu administratorul. Mă știu așa de pe Facebook. Ne știm de foarte mult timp. Mă rog, administratorii au și fiecare, nu înseamnă că avem aceleași opinii, nici aici, nici pe niciun alt fel de grup. Fiecare om are opiniile lui, dar ne îngăduim așa unii cu alții, care ne îngăduim și care nu. Nu. Deci am pus și aici, pentru cine are cai, boi și ce mai are. Așa, deci mă întorc înapoi la grupuri și hai să pun mai la rând, că altfel mă încurc. Deci șofer pe comunitate. Administrator, șofer pe comunitate. Nu mai știu dacă o fi pus ieri aici sau nu o fi pus. Ia să vedem. Da, culmea este că cei care ne resping sunt grupuri de șoferi în Spania. Și eu scriu foarte mult bilingv, și în spaniolă și în română. Și e ciudat că tocmai grupuri în care se vorbește ambele limbi șoferi profesioniști pe comunitate. Multe au nume asemănătoare. Da, și uite așa, faci cunoscute opiniile tale la mai mulți colegi, pentru că
Așa este domeniul ăsta al nostru. Uite, asta a fost ștersă din șofer profesionist pe comunitate. Nici n-a apucat să o citească, să zic așa, și a și eliminat-o. Da, n-ai ce să zici, pentru că fiecare face cum crede. Grupuri. Deci, care mai este șoferi profesioniști pe comunitate, deci ăștia au eliminat-o. Șoferii de tir ro. Și aici e o prietenie foarte veche. S-au mai întâmplat ceva lucruri pe aici. S-au mai modificat, dar ia să vedem. Mi așteptă postarea. Mulțumim pentru trimiterea postării și a răspunsurilor către administratori. Aha, aici urmează să facă ședință, consiliu și pe urmă. Dacă se aprobă, se aprobă, dacă nu, nu. Comunitatea șoferilor profesioniști din România. Ia să vedem. Aici. Unele cred că au un fel de robot, pentru că sunt respinse imediat. Ia, asta a fost trimis administratorul grupului pentru aprobare. Sunt respinse imediat și atunci e, cred că e un robot, pentru că n-ar apuca să o citească cineva ca să zică, băi, asta nu e bună, ia du-te tu de aici. Dar cred că m-au fixat ca persoana non grata pe acolo și e butonul pus pe mine când postez. Vale. Asta e în spaniolă și încă n-am tradus în spaniolă, dar o să traduc. Asta e în spaniolă, asta e în spaniolă. Aici am pus camioneros în ruta spaniolă, somos camioneros y que. Șoferi români în Spania. Uite, ia să vedem. Deci ăștia sunt colegi de mie aici cu... Ia. Deci lume de care te lovești de mai multe ori, nu doar o dată, colegi de profesie. Ia să vedem noi, deci, șoferi români în Spania. Ia, te pomenești că a mers. Lucrul a rămas aici, deocamdată, vedem. Ia să vedem ce mai avem. Comunitatea șoferilor români oficial. Camionagii în Europa. Ia să vedem aici. Nici l-aș mai pune, dar hai să pun. Că... Ia să vedem noi. Ce se întâmplă dacă pun? Îți mulțumim pentru postarea aceasta, a fost trimisă administratorilor grupului. Vedem. Postarea ta a fost refuzată în camionerul por vocațion de către un administrator. Deci, acolo
o aveam știută, dar am mai făcut o probă așa de să rămână și înregistrată, că mai uit și eu. Ce mai aveam eu aici? Șofer expres sau Euroscan. Șofer român în Spania am pus. Aici am pus. Aici am pus adineaura și mi-a respins-o. Șofer de tir în Scandinavia. Ia să vedem. Băieți ăștia din Scandinavia. Ce zic dacă compart și cu ei postarea mea? Cu ziua de muncă a cailor. Îți mulțumim pentru postare. Aceasta a fost trimisă administratorilor grupului pentru aprobare. O să-mi vine răspunsul cât de curând. Și mergem iar la, vezi, toate grupurile. Ia să vedem noi, să vedem. Deci, unde suntem? Camionagii în Europa. Aha, aici. Camionagii în Europa. Tot colegi. Da, ia să vedem noi. Camionagii în Europa. Să vedem dacă rămâne. Toate grupurile. Comunitatea șoferilor profesioniști români. Oficial. N-am timp să compart mereu ceea ce scriu. Îmi pare rău că de multe ori muncesc, produc, nu știu, e ca un om care face oale și muncele. Dacă nu mergi să le vinzi, nu rămâi cu ele în magazin, adică nu, rațiunea de a le fabrica este să le desfaci pe piață. Deci Comunitatea Șoferilor Profesioniști Români, oficial. Ce mai e? Șoferi de pretutindeni. Ia să vedem noi. Și aici. Asta e un grup făcut de un prieten, de un cunoscut, de pe Facebook, de pe aici. Ia să vedem. Despre ziua de muncă a cailor. Da, comunitatea noastră șoferească este foarte mare, împrăștiată pe 27-28 de țări din Uniunea Europeană și avem toți aceleași probleme pentru că lucrăm toți sub aceeași legislație. Și chiar dacă e diferit de la persoana la alta, fiecare cu problemele lui, șoferi profesioniști angajați.
Ia să vedem. Îți mulțumim pentru această postare. Aceasta a fost emisă administratorului grupului pentru aprobare. Da. Și iar vezi toate grupurile. Mai sunt multe, băi, frate. Ia. În Spania. Șofer de pretutindeni, șofer profesioniști angajați, unde ești tratat ca un gunoi. Aici este tot administrator, tot o colegă, o colegă de profesie, care mai are vreo două, trei grupuri în administrare. Ia. Vedem ce rămâne și ce nu rămâne, că mai vin pe urmă răspunsuri. Poate vin în timpul cât înregistrez de aici. Comunitatea șoferilor, angajări, știu ce... Academia Antreprenorilor, evenimentul zilei. Îți mai dau afară din grupurile astea, că sunt prea multe și nu. Libertate de expresiune. Șofer de tir Europa. Da, aici 4,1K membri. Claudiu Badea, Ilie Mateu, nu știu ce, dar e o postare din 2020. Ia să vedem noi. Deci, grupul șofer de tir Europa. Iar ne ducem la început, la cap de rând, iar vezi toate grupurile. Și dacă nu mi-o închide ăștia de la Facebook contul, ia să vedem, șoferi de tir Europa, șoferi, șoferițe profesioniste, pasiune, curaj, stil de viață, 27,3K membri, regulament. Le știu regulamentele, că le-am citit când am intrat ca membru în fiecare grup și am fost de acord cu ele, că altfel nu mă primeau. Bine. Da, uite aici, tot la fel, trebuie aprobată. Ce mai avem noi aici? Toate grupurile. Și o traduc în spaniolă și o să o pun pe grupurile spaniole care aveai șosele și camioane. Parcă am pus-o. Angajat șofer tir comunitate. Stai așa că... Șofer în Spania. Angajat șofer tir comunitate. Păi pe asta parcă... Aici parcă n-am pus. Ia să vedem noi. 46,8K membri. Nu, parcă n-am pus aici.
Hai să compart și cu colegii de aici. Da? Ia să vedem dacă mai sunt grupuri nebăgate în seamă până la ora asta. Unde sunteți, nu mai? Tiga, 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 unde eram noi la diaspora, este România, șoferi de TIR Europa, șoferiție asta în pus, șoferiție și șofer pe comunitate, bancuri, glume și umor. Hai să vedem dacă e bună de glume postarea mea, că au de relație serioasă, bani am eu. Da. Ia să vedem noi ce cât de bucuros o să fie grupul ăsta că am compartit cu el aici. Încă nu dă niciun semn. Vezi toate grupurile. Așa, așa. Echipaje, șoferi și șoferițe profesioniste. Wow, încă mai sunt 3. Ia să vedem noi. Claudia Bodoiu. Hai să vedem. Am înțeles. Îți mulțumim pentru această postare. E trimisă la aprobare. Postarea ta este în așteptare. Bun. Bun, 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 om vede, om vede, om vede. Vezi toate grupurile. Și ia să vedem noi. Șofer de TIR Europa. Șoferi români în Spania. Mi se pare că și de aici. Mi-o elimină din start, dar ia să probăm. Mulțumim pentru trimiterea postării și a răspunsurilor către administratori. Ia, vedem. Postarea ta a fost refuzată din șoferi români din Spania de către un administrator, da. Așa s-a întâmplat și ieri și alte dăți. Gusturi, chestie de gusturi. Ia să vedem noi dacă mai am. Aha, ISCTR-ul. Ăștia, băieți ăștia s-au luat și ei de la o vreme să mi le elimine din start, dar Emil Pop. Ia să vedem. Lor le place postarea. Cu ziua de muncă a cailor. Postarea ta a fost ștearsă din ICCTR de un administrator. Vezi pe Emil. Da, deci foarte rapid
E imposibil ca să o citești într-un timp așa scurt. Asta înseamnă că sunt aură pe o listă neagră pe undeva. Și cum postez, cum vira. Șofer român din Spania, șofer de tir România. Asta am pus-o? Nu, parcă n-am pus. Aha, am pus ieri și uite că mi-a primit-o. Hai să o pun și pe asta. Deci am pus acum 12 ore și văd că a rămas acolo. Deci da. Cum ziceam, așa ceva, dacă fac de 2 ori pe an, că n-am timp să postez pe peretele meu, mai ales, și pe încă vreo 2-3. Dar văzând aseară că mi s-au șters așa brusc câteva din câteva grupuri. Da, ia să pun ce aici la șoferii de 3,5 tone. 539 de membri, nu sunt mulți, dar colegi. Ia să vedem noi. Așa, și toate grupurile. Firme răoplatnice, case de expediții, se pare. Nu, pentru postarea aceasta a fost trimisă administratorilor grupului. Și am mai văzut încă un grup de Spania, parcă și ăla mi l-a face parte dintre grupurile care elimină din start publicațiile. Ia, șofer de tir România. Aha, șofer în Spania. Ia să vedem. Ia să vedem. Deci, cum ziceam, eu scriu foarte mult în biling, și în română și în spaniolă. Vă mulțumim pentru postarea aceasta, a fost trimisă. Și mă mir că tocmai grupuri de limbă spaniolă îmi elimină publicațiile. Mai e vreuna că m-am angajat șofer tir comunitate. Nu te gheriștii, camionele, șoferițe de tir. Mai sunt câteva. Wow! Ia să vedem. Angajez șofer tir comun. Postare în așteptare. Aha, hai că aici. Aici am mai fost. Deci e mai ușor că nu.
și o hăniță de tir. Mintea ce robe. Fiecare cu problemele lui. Și aici de tir. Îi mulțumim pentru postare. Aceasta a fost trimisă administratorul grupului. A, bă, băiete, poate să termină. Acum nici nu mă îndur să nu trimit la toată lista, dacă, adică la la toate grupurile românești din listă. Dacă mai fi vreuna. Note gheriștii. Este un grup mai restrâns, dar tot șoferi sunt și. Ia să vedem dacă mă acceptă. Da, dacă mă acceptă pe mine ca membru trebuie să accepte și opiniile mele. Dacă nu mă acceptă ca membru, vira, afară. Așa. Înapoi. Și iar la, vezi, toate grupurile. Ai, mă, vezi că aș mai avea și altă treabă de făcut și ia să vedem, șofer de tir, șofer de avion, angajări, note gheriștii, mitigan, găin, șofer de tir am pus, voluntari în Europa, aici nu pun că zboară. Ia să vedem asta cu angajă șoferi. Ce ne-am? Parcă am pus una. Emil Pop. Mă, am pus, nu? Sau n-am pus? Nu știu. Nu-mi dau seama. Angajez șoferi? Să nu fi pus? Numele Emil Pot l-am mai văzut. O mai fi într-un grup? Ia să vedem. Da. Ia să mai verific o dată să nu fi rămas vreun grup nebăgat în seamă. O să fac un video și îl anexez postării astea din blog. Deci Uniunea Românilor din Suedia, cred că s-a terminat lista. Bravo, băpiță! Da, cred că s-a terminat.
voluntari în Europa, cum ziceam aici, n-are rost să pun că... Da, acum o să pun la câteva din paginile mele. Unde ești bobiță? Da, câteva pagini de ale mele. Tahograf Drivers European, asta e o pagină pe care o administrez eu. Ăștia fac tot felul de figuri pe aici, pe paginile astea ale mele. Îmi comut identitatea, fac aici ce trebuie aici. Da. Deci asta e o pagina mea pe care o administrez eu, tahograf 1,1K aprecieri. Da, am pus aici. Ieri o pusesem pe asta la altă. Ia să vedem noi acum cum ies eu de aici și să mă duc înapoi la toate profilurile. Așa, deci... Hai să o pun și aici. Asta este tot o pagina mea dedicată mai mă pun de aici și lasă-mă cu prostiile. Da, și aici am postat ieri postarea asta, ia, a văzut-o cineva? Nu văd eu. Nu se vede că ar fi vizitat-o cineva. Da, lumea nu prea se bate pe ce spun eu aici. Așa. Bun. Și acum Uniunea Europeană a șoferului profesionist este tot o pagină a mea de Facebook. Unde am mai postat și acum 13 ore. Asta e anterioară. Și zicem să postăm. Da, nici aici nu sunt foarte mulți, cred că vreo 1600 de persoane. Da. ce mai... unde să mai... aici mai întâi. Asta este o pagină dedicată fostei mele întreprinderi, nu mai există, a dispărut ca întreprindere, dar în mintea mea și a celor ca mine a rămas. Da, am avut trăire acolo, colegi, o lume întreagă.
regretul că a fost pierdută de muncitori, regretul din partea mea. Așa, și acum mai am aici o pagină care se numește Dreptul Muncii, unde ceea ce tratez eu fiind probleme de juridică laborală mai ales. A, și mai am un grup care se numește tot Dreptul Muncii și care tot la fel nu primește ceea ce postez. Indiferent ce postez, nu le acceptă. Așa. Enciclopedie politică. Și ăsta îmi era un grup destul de mare. A, nu e destul de mare, are decât 138 de apreciere, 138 de urmăritori. Nu e mult, dar sunt urmăritorii mei. Iată. Sunt prietenii mei și atunci compart și cu ei. Da. Și ce mai avem aici? Bine, sunt multe, dar nu o să stau să le fac pe toate, pentru că ceasul e ceas. Astea care sunt în spaniolă trebuie să traduc întâi în spaniolă ceea ce am scris. Chestia asta mă omoară pentru că mănâncă mult timp. Da. Și chestia e un pic cam complicată pentru că eu, după ce creez pagini web, creez și articol în blog. Ce se întâmplă? Pe blog îmi apar numărul de vizite. Pe paginile web nu mi apar ca pe blog numărul de vizite și atunci nu-mi dau seama dacă nu-mi dau seama dacă chestiile pe care le public au cititor sau nu. Că, na, fiecare caută să muncească degeaba, să le citească cineva. Da, aici am o foarte veche pagină în care scriam cu alt nume. Și de care nu m-am îndurat să mă despart. Am scris de câteva ori că nu o să mai public aici, dar tot mai mi-apare câte un like, câte ceva și nu te înduri să părăsești ea. Erau 230 de aprecieri. Gata, o să mă opresc aici. Da, cum spuneam, aici, spre exemplu, am pus aici în partea de jos autotest de cultură juridică. Cine apasă pe el ajunge la această pagină, autotest de cultură juridică,
Dar aici n-am pus decât am pus ieri, după ce am scris aici o grămadă de chestii de ale mele, am pus în partea de jos o listă de termeni care fac act de prezență în albastru. Aici trebuia să fac asta albastru. În Wikipedia în spaniolă, dar nu fac act de prezență și în Wikipedia în limba română. Pe mine mă interesează asta pentru că Wikipedia este un instrument prin intermediul căruia eu pot să văd de la nivelul meu de șofer dacă există și într-o limbă și în alta informația respectivă. Spre exemplu, ia să vedem, noi ne ducem aici la, să zicem așa, legitima apărare. La legitima apărare ajungem într-o pagină de-a mea unde am încercat să tratez subiectul încă din 21 decembrie 2019. Eu încerc să fac traducerile întâi pe maculator, cum s-ar zice, și apoi mă duc cu ele pe curat. Aici am făcut un fel de grafic în care arătam că în spaniolă erau 19.032 de bites de caractere. În engleză articolul avea 15.000 și ceva, în română nu avea, în turcă nu avea, în cubanez, la cubanez nu era. Cubanezii au un alt soi de Wikipedia, iar la turci mă uitam pentru că era perioada în care blocaseră Wikipedia universal. Și aici eu încerc să arăt în partea dreaptă aici, cu culori, dacă există sau nu există corespondență la linkurile din textul original. Ce e cu roșu arată că nu au articole corespondente, ce e cu albastru arată că au articole corespondente, ce e cu culoarea asta mi se pare că sunt traduse de mine și publicate în Wikipedia. Mă rog, cel mai important la paginile astea spre care trimite, pe care trimite din lista mea de acolo, este faptul că eu am luat în considerație acest articol la 21 decembrie 2019. Bine, atunci am reușit să-i creez pagină de luat în considerare la numai de mult. Și că nu exista în limba română la momentul ăla. Nu există nici astăzi. Și dacă apăsăm pe link, ajungem la sursa, să zicem așa, oficială din care îmi vine informația. Și aici vedem, a creat cineva pagină. Când i-a creat pagină? De ce mă chinui de ani de zile să-i fac traducere în limba română și a venit cineva și și-a bătut joc de meserie. Deci, pe 20 octombrie 2022. Doamne, doamne, uite, dacă face cineva un ciot, mă împiedică să mai pot traduce eu. Deci fii atent aici. Mie mi le dau afară pentru că zice că bacă nu sunt suficiente astea de referință, bacă. Deci mie mi le dau afară și uite ce permit să se publice. Unde e mai chestia cu contribuțiile? Contribuțiile. Nu, discuții.
Deci, mie mi le dau afară. Aici sunt propuneri de ștergere. Mie mi le dau afară pentru tot felul de motive și zic că sunt articole nepotrivite. Mi-au șters foaie de parcurs. Principiul de rezonabilitate. Am fost blocat de o grămadă de oi. Deci, aceasta este ultima avertizare. Puteți fi blocat fără nicio avertizare următoarea dată când veți adăuga informații fără a cita surse de încredere, așa cum ați făcut la pagina cu erciție. Ia, accesul la modificarea paginii. Utilizare de termeni inexistenți în limba română. Ultimul exemplu, locul de rezidență abituală. Deci, pentru faptul că am folosit cuvintele astea, locul de rezidență abituală, zice că astea nu sunt în limba română și ele sunt, dacă le cauți, în dex. Deci, mie elimină ăștia tot felul de... elimină articolele. Mi-a eliminat pagina cu erciție. Asta de aici. A, e nu, asta e pagina lui Dan Mihai Pitea. Este un administrator care mi-a șters foarte multe. Deci, mai întârzi un pic să arăt cu coerțiunul. Fii atent aici. Deci, eu creat pagina, eu creat coerciții. Coerțiune. Deci acestei pagini, acestui articol, coerțiune, i-am făcut traducere. I-am făcut traducere și am publicat-o cu referințele pe care le are și cu ce. În momentul în care eu vreau să o traduc, apăs aici, traduce din spaniolă și mi se deschide cadrul ăsta. Coerciție, deci ăsta este ceea ce am tradus eu și am publicat.
Asta e posibil să fie apărut între timp, coerciția internațională, coerciția cibernetică, deci asta am tradus eu și am publicat și mi-au eliminat-o pentru că au zis că este vandalism. Da. Deci mie mi-au eliminat-o pentru că am zis că e vandalism. Și chestia asta care au pus-o ăștia acum la... e incredibil. Cineva își bate joc de Wikipedia în limba română. Mă rog, mă opresc, am zis că mă opresc de mult timp și nu m-am oprit. Deci, da, eu arăt la momentul încerc să arăt la în paginile mele aici. Pun aici linkul de la versiunea care este prezentă la data aceasta. Da. Deci uite că mi-au blocat posibilitatea asta. Bun. Mă opresc aici. La revedere, mai vorbim.